Școala gimnazială Ștefan Protopopescu este una dintre unitățile de învățământ obișnuite cu rezultatele de excepție. În cadrul galei laureaților din acest an, 22 de elevi vor fi premiați de primăria Slatina cu bursa Ion Minulescu, acordată copiilor care au reușit să încheie anul școlar cu media generală 10. În acest an avem 22 de elevi ai școlii cu bursa Eugen Ionescu, media 10, în anul școlar trecut. Având în vedere numărul de elevi pe care îl avem la gimnaziu, procentul este nu semnificativ, dar real. Elevul de excepție al școlii Ștefan Protopopescu este Vlad Țăndărică Elisei, un copil pentru care informatica, fizica și robotica au devenit pasiuni. În 2023, el a obținut o mențiune la concursul național de fizică FI și a devenit robocampion la nivel național. De mic, vedeam pe YouTube, vedeam peste tot și trebuia să încerc și eu. Și până la urmă am încercat. Cum și când? În clasa a patra m-am înscris la Centrul de Excelență la Robotică și atunci a pornit tot. Este unul din elevii care a și adus școlii titlul de școală robocampioană, care a menținut tradiția, un copil de excepție, de care suntem mândri și îi urăm succes în continuare să-și păstreze entuziasmul și dorința de a învăța, care l-a caracterizat tot timpul. În spatele rezultatelor sunt luni întregi de muncă și perseverență, recunoaște însă că toate aceste performanțe nu le-ar fi putut obține fără ajutorul profesorilor. Cine a fost în spatele acestui rezultat al tău? A fost doamna Mihaela Mică și Mihaela Pirna. M-au susținut la centrul de robotică, am mers la concursuri împreună, am mers și prin program Erasmus, tot cu robotica și am mers. Cum se ajunge la un astfel de rezultat? Prin muncă. Muncă și perseverență. Luni. Luni pentru un robot, ia luni de zile. Este visul oricărui profesor, este provocator, pentru că trebuie să te pregătești, să răspunzi la întrebări. Genul acesta de copii caută, învață singuri foarte multe lucruri, dar în permanență revin la profesori pentru că au nevoie de validare, au nevoie de un punct de vedere al unei persoane în care au încredere. Gala laureaților, ediția 8-a, va fi împărțită și în acest an în 3 ediții. Gala campionilor va fi organizată în data de 20 ianuarie, unde vor fi premiați elevii, profesorii, sportivii și antrenorii de top ai Slatinei. Aceasta va fi urmată pe data de 21 ianuarie de gala seniorilor, unde vor fi recompensate 100 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Pe data de 23 ianuarie, evenimentul va culmina cu gala superlativelor, fiind premiate personalitățile anului în diverse domenii de activitate, dar și cetățenii de onoare ai Slatinei.